Am văzut pe rețelele de socializare acum câteva zile că ar fi postat că s-ar afla în Amsterdam. Acest lucru este posibil? Aveți ceva informații sau pot fi niște poze mai vechi? Nu cunosc ar fi în regatul țărilor de jos. Despre aflarea acestui în Marea Britanie cunosc ca și dumneavoastră din știri. Acum, cu fi posibil să se afle acolo, iarăși nu vă pot spune. Este răspunsul șefului biroului Interpol din Republica Moldova, Viorel Țintiu, întrebat dacă fostul șef adjunct al IGP, acum fugar în Marea Britanie, Gheorghe Cafcaliuc, fie și-a schimbat locul aflării, fie călătorește. Asta după ce Cafcaliuc a scris o postare potrivit căreia ar fi vizitat Amsterdamul. Am avut o vizită importantă cu președintele Pace din Olanda. În perioada ce urmează ne vom vedea cu toți președinții Pace din diasporă. Se arată în postarea lui Cafcaliuc. Șeful oficialului Interpol Moldova spune că va solicita informații de la autoritățile din Olanda. Trebuie solicita celor din regatul țărilor de jos să se expună, însă plecând la premiza că nu există careva hotare, mă înțelegeți, fizice între aceste state, circulația ar putea să fie liberă. Deocamdată, Gheorghe Cafcaliuc nu este anunțat în căutare internațională de către Interpol. Luna trecută, reprezentanții instituției au oprit căutarea lui Cafcaliuc, invocând încălcarea unui articol din Constituția Interpol. Ulterior, oficiul Interpol Moldova a solicitat informații suplimentare cu privire la decizie. Până în prezent, însă, nu există un răspuns. Nu este un careva termen stabilit în toată corespondența noastră. Acum, când își vor transmite un răspuns cu privire la solicitarea noastră, nu vă pot spune. Suntem dispuși să furnizăm și alte informații, însă suntem în acea situație de așteptare. Ei ne-au comunicat că îi examinează. Anterior, Cafcaliuc a fost recunoscut drept învinuit în două cauze penale. În una dintre acestea, fostului polițist de frontieră, Gheorghe Petichi, s-ar fi înscenat un viol, iar în cealaltă, membrul platformei Daruslan Verbițchi, i s-ar fi înscenat transportarea a 10 de cartușe în Ucraina. De asemenea, Cafcaliuc figurează în dosarul verde de briliant. Acesta, alături de 4 colegi de partid, sunt cercetați pentru huliganism și instigare la violență. Asta după ce în luna aprilie acestui an, vicepreședintele raionului Sângerei a fost stropit cu verde de briliant de către un membru Pace. Cafcaliuc neagă acuzațiile. El a plecat din Republica Moldova în vara anului trecut. Viorel Țintiu susține că Interpol Moldova nu are date noi nici despre locul aflării fugarilor Ilan Șor și Veceslav Platon și nici avansări în procesul de extrădare.